Suntem în localitatea Ziduri, la ferma Agra și avem în spate un lan de grâu. Aproape se va termina recoltatul. Soiul Glossa. Producția pe care o vom obține anul ăsta nu este cea estimată de noi înainte să recoltăm, dar este una mulțumitoare ținând cont de factorii climatici care au influențat, să zic așa, producția. M-am obișnuit așa cu utilajele și sunt niște utilaje totuși accesibile ca și preț. Încă sunt, deși prețurile au crescut cam cu 30% în ultimii 2 ani, adică dacă raportăm la 2021, prețurile sunt cu 30%, 35% mai mari. În momentul în care am decis să iau o combină și un tractor, că practic prima achiziție în asta a constat, o combină activă, una dintre cele două care sunt acum în lan, și un 7726. Serviciul celor de la Sigma este destul de cooperant, în sensul că ne-au răspuns până acum solicitărilor foarte bine, au fost implicați și ne-au ajutat de fiecare dată când a apărut o problemă, ținând cont că nu e o distanță mică până la ferma noastră, sunt undeva la 150 de km sau 100 până la Brăila, totuși ei au reacționat ok și ne-au ajutat în timp util, pentru că în campanie, mai ales la combine, avem nevoie de un timp foarte scurt. Posibilitățile la momentul ăsta pe care utilajele ni le oferă sunt foarte, foarte mari, pentru că ei au investit destul de mult în tehnologie, ca și cabină de la 8S, de exemplu, pe care noi îl avem în fermă. E cam cea mai modernă cabină de tractor pe care am văzut-o în piață la momentul acesta. E foarte, foarte, foarte tehnologizată. Avem foarte mulți parametri care ne sunt înregistrați, pe care îi primim direct pe telefoane, pe programele pe care cei de la Masei le-au implementat. De altfel, și combina, practic, ne transmite, mă refer la 9T, la ideal, pentru că ea e cea mai tehnologizată. Chiar se ridică, zic eu, la un nivel foarte, foarte bun și în momentul ăsta cred că reprezintă un etalon la nivel de combine, probabil, nu știu, top 3. Capacitatea unui utilaj și performanța se reflectă, de exemplu, la combine. Avem un consum foarte bun, sunt foarte, foarte fiabile. Reducem costurile, de fapt, pe noi și asta ne interesează, să avem costuri cât mai reduse. Viteza de lucru a utilajelor este una mulțumitoare. Consider că se ridică la nivelul așteptărilor pe care le-am avut în momentul în care le-am achiziționat și corespund cu ceea ce ne-au descris producătorii, mă rog, dealerul în speță, în momentul în care ne-au sfătuit să facem alegerea respectivă. Pe viitor, noi intenționăm să mai achiziționăm și acum cu noile norme pe care ni le impun și cei de la APIA și practic nevoia de apă din sol, intenționăm să mai achiziționăm un cultivator pentru a face o singură trecere în vederea pregătirii pentru semănat, în loc de trecerea clasică cu plug, combinator, mă rog, și vrem să mai achiziționăm o semănătoare, probabil minim til sau no til. Acum rămâne să vedem ce opțiuni vom avea. Consider că în momentul de față Sigma se adresează tuturor fermierilor, având game de utilaje atât pentru fermele mici, de până în 200 de hectare, tractoare, combine și, mă rog, alte tipuri de utilaje, adică sunt combine de 200 de cai, să zicem, și o masă probabil undeva la 5 metri, cu care poți să lucrezi și în sole mai mici, cu care recoltezi probabil undeva la 20 de hectare. Deci într-o fermă de până în 200 de hectare se pretează să ai o astfel de combină. Un tractor de 150 de cai, la fel, e pentru o fermă mică, medie, dar au și utilaje de 400 de cai. Noi, de exemplu, lucrăm cu un 8740, care e tractorul cel mai mare din, până în acest moment, distribuit de Sigma, 400 de cai. Și avem și 9T-ul de la, mă rog, versiunea ideal, care ca motor, de exemplu, are un MAN de aproape 700 de cai, dacă nu mă înșel, 650, ca să fiu mai exact, și cu niște specificații tehnice
ca și descărcare cea mai rapidă, 210 litri pe secundă, un bunker de 17.000 de litri, are niște particularități care fac din ea un utilaj pentru ferme de, nu știu, poate să ducă o fermă de 1000 de hectare fără să mai aibă nevoie de ajutor, adică recoltează doar ea suprafața asta fără probleme.